Ok, what's up guys, Japi pentru voi aici. Începem săptămâna cu un clip foarte interesant. Dezbatem subiectul regimentului Dâzeu. Unii spun că sunt codați, alții spun că sunt foarte buni. Eu sunt undeva la mijloc. S-ar putea ca ei să aibă ceva, ceva ce noi nu vedem, dar s-ar putea totodată să nu aibă. Însă cel mai interesant test la adresa celor din regimentul Dâzeu a avut loc sâmbătă, la orele 20, când noi am început să organizăm niște sesiuni Warzone. Știți că facem asta în fiecare săptămână sau ori de câte ori avem ocazia. Da, organizăm lobby-uri de Warzone. Din câte am înțeles, ale noastre sunt cele mai frumoase, chestii pe care voi le spuneți, iar pentru asta vă mulțumim. Da, întreaga voastră susținere este apreciată atât de mine, cât și de Beldiș, cât de toată lumea din jurul nostru. Acum haideți să ne întoarcem puțin la cei din Dâzeu. Sâmbătă am fost eliminați de ei și mi-a venit strălucită idee să le pun un bounty pe cap. Așa că le-am pus un preț de 500 de puncte din alea din Call of Duty, știi, cu care poți să-ți cumperi skin-uri sau poți să-ți cumperi tot felul de chestii. Am pus premiu ca cei care reușesc să elimine pe cei din regimentul Dâzeu să câștige din partea noastră 500 de puncte. Da? Deci nu trebuia decât să mergi să elimini regimentul, iar ultimul care făcea kill-ul lua punctele. Easy money, man. What the hell? În fine, acolo în zona românilor, cum ne place nouă să zicem, adică între dam, aeroport și militarii, așa, au venit băieții după noi, pac, ne-au eliminat imediat, eu am reușit să fac acolo un finish move pe Manole, este extraordinar, GG's Manole și tu ai zis treaba asta. Dar haideți să vedem puțin ce s-a întâmplat cu regimentul din Dâzeu, când jumătate de hartă, aș putea să spun, au mers după ei. It is what it is. Lasă un like, lasă un follow dacă vrei să vezi ce mai postăm noi pe aici pe acolo și reacționează printr-un comment, spuneți părerea puțin despre următorul material video. Enjoy, guys! Păi da... Da, uite-l pe mână. Haide, da, la mine, ce faci? Este! Nici nu pe Manole, frate! Manole! Man! Vin băieți! Vin mașina! Are și doi! Da! Down unul! Băieți! Facem așa! Playerul care elimină ultimul player din Dâzeu câștigă 500 de CP-uri. S-a pus bounty pe capul lor. Deci cine omoară squad-ul ăsta, ultimul player care face kill pe Dâzeu în squad-ul ăsta, Retry, Better Make Me, Manole și Zdani, câștigă 500 de puncte în Call of Duty. Start bounty, guys. Nu contează. Nu contează, noi avem lobby-uri fără reguli, Belgi. Oh, nu! Ăștia sketchy și aia, cred că. Da, Nico. A picat și Don Stefanos. Oi! Down, își dau self băieții. Îi pușează, nu-i pușează. Oh shit, man. Frumos. Ăsta-i sketchy, man. Care joacă așa. Opa. 500 de puncte, băieți. Cine omoară squad-ul de Zeus în mijlocul zonei? Aoleu. Come on, guys, come on! Emoții aici, a? L-a scos ce sketchy. I-a dat down și lui Nikos. Nice. Haideți băieți. Doi playeri în viață la băieții ăștia. Să vedem dacă lutează să mai cumpere încă un player. Nice try acolo, man.
Frumos. Au bani să cumpere playeri. O să cumpere playeri înapoi. Trei squaduri. Haideți, băieți, luați-ne punctele, mă. 500 de credite, mă. Două squaduri. Ai, 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 ai. Trei playeri de fiecare sau... Joacă bine. Hopa, sniper pe el. De sus. Și-a dat stun singur. Ba nu, a reușit să fugă. Oh, Dani pe Sania l-a scos. No. Sabine, bate-l. Come on, man. Oh shit. Oh shit. Oh, ăsta e unul la grenadă. Oh, no way, încă un squad. Ei 3 și aia 4, man. Aia 4, da. Bă, dacă e pușa aia la alții. Haideți, băieți, luați punctele, frate, 500 de puncte. Și acum ultimii să fie în zonă cu loc glitch de Steam. Dacă da, și-a zumat-o aici. Era zumat. Player în spatele lui. Ah! Oh! Era, erau APK, băieți. Erau APK? Da, omule, era APK. N-a luat nimeni punctele, frate. Nu-mi vine să cred. Nu vreți puncte, mă! Mă, voi nu vreți punctele, mă, băieți, mă. Cred că e pe aici, pe apă, pe undeva, nu? Oh, ameno. Liberare, liberare, no! Ameno. Ameno. Puntere, băieți. Deci